În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce voiește să fie mai marele vostru, să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, iată că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să ajungem în cea de-a cincea duminică din postul cel mare, o duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne propune o temă extraordinară, a propune o temă de normativ social, o temă de priorități și mai ales ne învață Biserica prin această pildă. Spuneam că vrea Dumnezeu de la noi să ne arate cum trebuie să ne comportăm cu ceilalți. Pentru că suntem mulți dintre noi de aici care am început postul, să spunem așa, încă de la început. Care am aflat că există Dumnezeu dinainte de 89, care ne-am pregătit pentru un anumit drum, nu că ne-ar fi mai comod, ci pur și simplu că este un mod de viață. Și au stabilit Sfinții Părinți că e posibil ca în aceste minți de oameni care au mers pe o anumită cale să se desprindă un duh elitist, un duh care să le spună: ei, de acum înainte suntem altfel, de acum înainte trebuie să-i conducem pe ceilalți, să dăm câte un sfat. Și iată, nu este vorba de vreo pildă sau de vreo parabolă, ci pur și simplu de un fapt de viață. Și anume, într-una din zile, când se apropiau Paștile evreilor, împreună cu Iisus erau mulți ucenici, dar dintre acești ucenici s-au desprins la un moment dat doi, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu. Și aceștia au rugat pe Mântuitorul spunându-le: Învățătorule, voim să ne îndeplinești ceea ce îți vom cere. Și Mântuitorul a întrebat: ce anume? În acel moment ei s-au dezlănțuit, ca să spun așa. S-au dezlănțuit și au spus că ei vor nici mai mult, nici mai puțin decât să fie unul de-a stânga și altul de-a dreapta în împărăția lui. Și atunci Mântuitorul le-a spus: nu știți ce cereți. Puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Și atunci ei au spus da. Dar a așeza de-a stânga și de-a dreapta nu este mie, ci Tatălui care m-a trimis pe mine. Atunci, pur și simplu, ceilalți 10, că erau 12, s-au tulburat și s-au supărat pe cei doi pentru că ceruseră așa ceva, dar Mântuitorul i-a liniștit pe toți. Și le-a făcut o comparație cu ceea ce se întâmpla în societate și le-a spus: cei care supun lumea o stăpânesc, însă la voi să nu fie așa, ci cel care va voi să fie mai marele vostru să fie slujitorul tuturor. Iubiți credincioși, cred că acest lucru este spus pentru noi în primul rând. Pentru noi, pentru că încet, încet ne-am desprins de ceilalți, ne-am uitat în stânga, în dreapta și am început să prindem oarecum niște aripi și credem că trebuie să fim neapărat în față. Dar ce înseamnă să fim în față? Pentru a ne așeza cu picioarele pe pământ, am să vă dau un răspuns pe care l-a dat cel mai bogat om al planetei la un anumit timp, Bill Gates, celor care l-au întrebat cum a fost la școală. Era o întrebare pusă de către cineva care știa că n-a terminat școala. Și a spus: a fost bine. Și printre altele, bineînțeles că un om de afaceri de statura lui Bill Gates și-a dat seama unde bate întrebarea. Și a spus: mă bucur că șeful generației mele
îmi este angajat. N-a spus-o cu oarecare trufie, ci a vrut să arate realitatea lucrurilor. Nu este neapărat nevoie să fim primii ca să putem să fim cei din tâi, ci trebuie să fim în eșalonul care știe să-și regleze față de ceilalți sprintul. Am văzut multe curse de atletism și sunt anumiți sportivi antrenați pentru ultima sută de metri, dar trebuie să aibă nervii așa de tari încât să nu forțeze nimic până când nu intră în acea sută de metri, pentru că acolo este singurul loc în care se pot desfășura și pot arăta lumii că sunt primii. Dacă ar începe cu prima sută de metri, cu siguranță că ar fi primii în prima sută de metri, după care ar rămâne ultimii. Vă mai aduceți aminte de cel care în mijlocul intersecției l-a întrebat pe fratele care dirija strada, a încercat să-l întrebe unde este strada cu tare, dar văzând că bietul om cu toate tresele lui pe umeri nu știa decât românește, a început să provoace un dialog. Do you speak English? Nimic. Parlez-vous français? Nimic. Sprechen Sie Deutsch? Nimic. L-a luat el, italiană, una alta, grecește, nimic. A plecat bietul om nedumerit, s-a uitat pe hărțile pe care le va fi avut, că nu era în vremea când era GPS-ul, și a plecat mai departe. Ei, un copilaș, văzând și auzind acest dialog între meșterul nostru din mijlocul intersecției, apropo, s-ar putea să ne aștepte pe noi să ne ridice mașinile acum, că sunt parcate pe stânga sau pe dreapta. Asta știu să o facă, să știți. N-am să uit ideea. Vă spuneam de buna vestire ce e cu ei. Într-adevăr, ieri dimineața au venit să mă întrebe de ce n-am alarmă la biserică. M-am spus eu că o să mă aude. M-au auzit șefii, că ei nu știu să butoneze pe internet, dar m-au auzit șefii și au venit să mă întrebe de ce n-am alarmă. O să le spun. Ei, dar revenind la ei. Nu, că e ziua lor, cu siguranță. Și l-a întrebat puștiu, băi nene, câte grade ai matale, dar ai văzut ăsta, câte limbi străine știa? Zice, da, bă, știa sau cu suficienta de sine. Dar ai văzut câte știa? Da. Și la ce i-a folosit? Să știți că trebuie să știm foarte mult la ce ne folosește un anumit lucru. Dacă ne răcim gura de pomană cu cineva care nu vorbește aceeași limbă cu noi, nu neapărat că nu ne înțelege românește, că putem să vorbim și în altă limbă cu ei, dar dacă nu te înțelege cel de lângă tine, degeaba te străduiești și până la urmă degeaba omorând copiii noștri ca să învețe cu tare sau cu tare sau cu tare, dacă nu sunt așezați pe calea pe care se merge la izbândă. Așa cum am spus, cum sunt antrenați unii dintre atleți să meargă pentru ultima sută de metri și să ia medalia, așa trebuie să fim și noi antrenați. Și astăzi Mântuitorul ne învață cum trebuie să facem acest antrenament. Cine voiește să fie mai marele vostru, trebuie să fie tuturor slugă. Acum, nu o să vă apucați, Doamne ferește, să îi învățați pe copiii dumneavoastră sau pe nepoți să fie ultimii la școală, ca să ajungă exact cum a ajuns Billy Gates. Nu, nu e chiar așa. Asta este excepția care întărește regula. Dar trebuie să știm pe ce porțiune ne antrenăm. Dacă ne antrenăm pe o porțiune elitistă, dacă vrem să fim pregătiți pentru ceva, trebuie să știm că această porțiune este una foarte, foarte fragilă. Înainte vreme, când se făceau studii aprofundate, de exemplu, în latura aceasta umanistă, la care mă pricep mai bine, se așeza în calea specializării câte o perioadă de timp, să zicem, literatura română în perioada interbelică, și se făcea o teză de doctorat cu titlul ăsta. E bine, acum vreo 30 de ani a zis, nu se mai poate așa, trebuie să ne ocupăm pe linii din ce în ce mai strimte, adică numai un anumit autor. După care, acum vreo 10 ani, au spus, nu este chiar așa. Trebuie să ne ocupăm de o anumită operă dintr-un anumit autor
Și acum s-a ajuns să ne ocupăm de un capitol al unei opere al unui singur autor. Probabil că vom ajunge în curând să ne ocupăm de un cuvânt al unui autor. Dar asta este poveste. Important este să vedem cum abordăm problema. Și problema este a noastră, a celor care, ia uite, ne-am apropiat de 5 săptămâni de post și nu știm ce e cu noi. Încă nu știm de ce nu ne lasă în pace vrăjmașul. Și iată că acesta este răspunsul. Pentru că dacă vrem să fim peste vrăjmaș, trebuie să-l slujim întâi. Nimeni nu este deasupra legii, ci trebuie să o slujească. Acum să știți că a sluji legea câteodată mai înseamnă și a ne mai destreți frunțile. De aceea mi-am permis să fac anumite paranteze vis-a-vis de frații noștri care ne așteaptă să ne spună că nu mai sunt gropi pe lângă biserica noastră, ci sunt străzi care au deja reguli de circulație și mai ales de staționare. Acestea fac parte din viață. Dacă ținem post și dacă venim la biserică și nu înțelegem că Dumnezeu plouă și peste cei buni și peste cei răi, înseamnă că n-am făcut nimic. Înseamnă că nu am înțeles că Dumnezeu ne lasă pe toți până la un anumit punct. După care începe să aleagă. Chiar îmi aduc aminte de un profesor care la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului făcuse o constatare că nu mai erau chiar toți profesorii noștri. Acum, după 30 de ani, dacă ei vor fi având 55-60 când am terminat liceul, erau ceva ani. Și a spus, ne naștem pe rând și plecăm pe sărite. Cam așa se întâmplă și cu ceea ce vrea biserica să ne învețe astăzi. Adică să nu ne amăgim să credem că noi suntem în generația locutare sau locutare și trebuie să mergem pe direcția cutare. Nu. Fiecare om își are drumul său. Dar dacă vrea să fie primul, trebuie neapărat să fie slujitorul tuturor. Dacă vrea să fie primul, de exemplu, în ale învățatului, nu trebuie să fie slujitorul cărților. Dacă vrea să fie mai marele cărților, trebuie să le slujească întâi. Pentru că degeaba le scoți așa din mânecă, o știu pe aia sau pe ailaltă, dacă nu o stăpânești și dacă nu o slujești. Pentru că nu poți să stăpânești ceva dacă n-ai slujit întâi. Fiecare om ajunge pe o anumită poziție, la o anumită stare și mai ales într-un anumit moment din viață. Pentru acel moment din viață ne pregătim cu toții. Și să nu credem că în viața aceasta toți trebuie să fie deasupra. Nu. Toți însă trebuie să fie desăvârșiți acolo unde sunt. Și acum îmi aduc aminte și deși v-am mai spus, mi-aduc aminte de imaginea pe care mi-a dat-o doamna aceea care mătura de dimineață de la 4:30, 5, când eram eu mic și așteptam rând la bon, cum se făcea odinioară, la analizele medicale de la spital, construcția a rămas aceeași și cred că n-a fost dată cu vardă de vreo 3 ori de atunci încoace. Și mi-aduc aminte cu câtă dezinvoltură învârtea mătura aceea de parcă toate resturile și toate biletele de autobuz se luau după mătura respectivă, încât mi-am propus ca atunci când ajung acasă să-mi fac și eu o mătură. Și mi-am făcut, dar n-a ieșit nimic. După mătura mea nu se lua nici măcar o hârtie cât un pumn. Și mi-am propus atunci ca în viață, dacă voi face ceva, orice, să fac exact cu acea dezinvoltură și cu acea bucurie cu care am văzut că se poate mătura un trotuar. Iubiți credincioși, cu toții suntem chemați să facem lucruri deosebite, dar nu uitându-ne cum face cel din stânga sau cel din dreapta noastră. Cel din stânga sau din dreapta noastră face un lucru deosebit pentru el. Sau mai bine zis, face un lucru bun în pătrățica lui, cum zice românul. Dar noi trebuie să știm că suntem chemați să facem la nivel maxim. Și dacă vrem să facem la nivel maxim, să știți că este loc pentru tot omul
în lumea aceasta. Chiar mă mai întreabă bieții studenți, părinte, ce să mai facem, că deja e inflație de cadre, că e una, că e alta. Fraților, nu așa se pune problema. În momentul în care ești, ca să spunem așa, pentru piața muncii, deja sunt niște probleme. Problema cea mai importantă însă nu este neapărat dacă scaunul de șef este lustruit sau ne așteaptă pe noi. Vom ajunge și acolo, pentru că orice om ajunge într-o poziție înaltă în măsura în care știe să folosească până la poziția aceea treptele de a se urca. Niciodată un scaun după care se conduce nu o să fie într-o groapă, o să fie pe un deal. Și până nu urci dealul, nu poți să te așezi pe scaun. Dar dacă tu, la poalele dealului, te întrebi, mă, dar o ajungi acolo, cu siguranță nu o să mai ajungi. Eu mă pregătesc să ajung acolo. În momentul în care avem în minte lucrul acesta, cu siguranță că toate se vor da la o parte și vom ocupa poziția aceea. Dar nu să fie un scop în sine să mă așez neapărat numai pe scaunul acela. Pentru că a ne așeza numai pe scaunul acela nu înseamnă altceva decât a pune patimă. Și dacă punem patimă, iată ce au pățit fiii lui Zevedeu. Au spus ce vor și Dumnezeu le-a spus clar: nu îmi este mie a așeza de-a stânga și de-a dreapta. Acum, numai peste vreo săptămână, două, aveau să afle ce înseamnă de-a stânga și de-a dreapta. De-a stânga și de-a dreapta erau doi tâlhari care au trebuit să moară împreună cu Iisus. De asta, iubiți credincioși, trebuie să ne răsune și nouă în urechi întrebarea: știți ce cereți? Cu siguranță că nu știm ce cerem. Atunci când de dimineață ne așezăm la drum și spunem vreau cu tare sau cu tare și nu îl lăsăm pe Dumnezeu sub nicio formă să facă cum ne este nouă mai bine, cu siguranță că greșim. Știu câteva cazuri de biete fete care după vreo 40 de ani de căsnicie au trebuit să își dea seama și să spună cuiva care să spună mai departe: părinte, dacă ați ști cât m-am rugat la Dumnezeu să mi-l trimite pe ăsta, dar știți câtă bătaie am mâncat toată viața. Zice, nu m-a învățat nimeni să mă rog să-mi dea Dumnezeu ce e bine și pentru mine. Am zis, nu, Doamne, pe ăsta. Și mi-aduc aminte de părintele Asenie când venea cineva și se văieta că nu a găsit perechea. Și a spus foarte, foarte senin: soro, dacă ai ști câte văd eu pe aici bătute de ăia pentru care ne rugăm noi, ai sta mai liniștită. Niciodată nu trebuie să forțăm lucrurile. Au vrut să forțeze lucrurile cei doi și uite că n-a ajuns bine. Cei doi erau numiți, ca să vedeți și cine erau cele două personaje, fiii tunetului, Voanergheș. Fiii tunetului erau fiii lui Zevedeu, adică când își puneau ceva în minte, trebuiau neapărat să și ceară, să și obțină. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că ei au cerut de la Mântuitorul. Sfântul Evanghelist Luca însă ne spune mai interesant, ne trimite la rădăcină și ei erau fiii cuiva. Se spune că a venit mama lor și a cerut: așează pe fiii mei să fie unul de-a stânga și altul de-a dreapta. Va să zic că orică cerem noi, orică cer părinții noștri, trebuie să știm ce să cerem, fraților. Aceasta, de fapt, este tema pe care trebuie să dezbatem în postul în care ne-a mai rămas sau care începe pentru cei ce din binecuvântate picii nu l-au început, că e un plinit și astăzi să începem postul. Important este să ne întrebăm dacă știm ce cerem, ca nu cumva răspunsul Mântuitorului să fie: nu știți ce cereți. Trebuie să cerem de la Dumnezeu lucruri pe care să-L lăsăm pe Dumnezeu să le vadă în finalitatea lor. Să cerem de la Dumnezeu mai multă credință, mai multă răbdare, mai multă îngăduință.
Dacă suntem încă pe băncile școlii, nu trebuie să cerem lui Dumnezeu neapărat să ne lustruiască scaunul de șef, ca atunci când terminăm noi școala să ne ducem direct pe el. S-ar putea ca acest lucru să nu ne facă să ne simțim bine. Chiar îmi aduc aminte de un coleg care ajunsese pe o funcție foarte înaltă și după ce a ocupat-o, la vreo 2 ani de zile, atât de mult a obosit încât nu i-a mai trebuit și a demisionat. Și îmi spunea că i-a fost atât de greu încât acum își dă seama că toate lucrurile trebuie să fie luate într-o ordine. A forțat lucrurile, a obținut, dar nu știa ce înseamnă să urci treaptă cu treaptă, să înveți anumite lucruri și apoi să te poți bucura în experiența pe care o dobândești de o altă funcție. Dacă nu știi să faci lucrul acesta, cu siguranță că te încurci. De aceea, iubiți credincioși, în cea de-a cincea duminică din postul cel mare, Sfinții Părinți au rânduit această provocare pentru fiecare dintre noi. Acum să nu credeți că provocarea este pentru celălalt. Nu. Este fix pentru noi. Pentru fiecare, pentru că fiecare dintre noi avem câte o cerere de asta așa, pe deasupra. Nu ne interesează de ceilalți, ne interesează numai să ni se facă nouă chipurile dreptate. Iubiți credincioși, să ne rugăm lui Dumnezeu ca în săptămâna care ne-a mai rămas până la intrarea Mântuitorului în Ierusalim, până la Florii, să începem să cernem din cererile noastre, să începem să le mai așezăm de-a stânga sau de-a dreapta pe cele pe care noi credem că le așezăm într-un fel și să nu uităm de Dumnezeu. Pentru că, în mod paradoxal, în orice rugăciune de-a noastră, prima mare ispită este a uita de Dumnezeu. În momentul în care îi cerem lui Dumnezeu să ne facă într-o parte sau într-alta, cu siguranță că uităm să îi spunem și uităm că ne aflăm în fața cuiva care știe mai bine ce ne trebuie nouă. Să rânduiască Dumnezeu ca toate cererile pe care le adresăm de acum înainte măcar să fie unele în urma cărora Mântuitorul să spună: știi într-adevăr ce-ți trebuie și cererea ta va fi încununată de succes. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă și postul care ne-a mai rămas până de acum înainte să fie unul cu folos duhovnicesc. Așa să ne ajute Dumnezeu.